Asta e strada primăriei din Ciampino. După cum vedem, noaptea arată curat și luminat. Oare cum o fi mai departe de centru? Primul semn de civilizație și responsabilitate e că au robinet și apa chiar curge. Na, e mai incomod de băut, dar măcar nu risipesc. Totuși, economisesc la apă potabilă și cheltuie pe luminițe stradale de sărbători, dar azi abia e 9 decembrie. Până la sărbătorile de Revelion, de Natale, cum zic ei, mai este mult. O lună. Poftim pojalul ăsta. Și trotuarul, proprietate privată. În jurul unui bloc. În intersecție. E duminică dimineața, dar gunoiul văd că e evacuat. Nu de pe din afară, ca la Roma. Poftim și benzinării fără funcționari, fără angajați. Te duci și îți iei, plătești și ai plecat. Autoservire. Alături e încă una. Și tot nu văd niciun lucrător cu somnul între ochi să-ți pună benzină. Self, 24 de ore. Trotuarele pentru pietoni sunt protejate cu garduri. De bine, de rău, ai pe unde să mergi dacă nu ești cu cărucior și dacă nu-ți ies cineva în cale. Parcă pare că trotuarul e ocupat, dar de fapt e o cotitură și e liber. Și marginea orașului. Și iluminat. Pot să crezi că un oraș de suburbie e mai civilizat decât capitala? Poftim dovada. Ci că aeroportul e militar. Ci nu e același aeroport cu Ciampino de pe care zbor eu în dimineața asta la București? Văd avioane, par civile, dar cum mă pricep eu, poate să fie și de cele militare alături. Păsărelile de noapte care se aud, sigur sunt pașnici. Când nu-i zgomot de șosea, se mai aude și muzică la vreun local de noapte, când n-o fi nunți făcut în stil balcanic, românesc. Mă gândesc dacă o fi localul în interiorul localității sau cumva mai departe de zona locativă, că îmi pare că s-auza muzica și de lângă primăria Ciampino. Sper că au grijă și sper că au vreun bregă care să denunțe tulburarea liniștii publice dacă cumva se încalcă legea și drepturile omului. Că doar nu o să vin eu și la Ciampino și la Roma să am grijă asta.